Fostul primar al comunei Huznicioara, Claudiu Rujoi, a fost găsit seara trecută fără suflare în casa în care locuia, cu arma de vânătoare lângă el. Se pare că motivul pentru care edilul și-ar fi luat viața ar fi despărțirea de soție. Acesta nu ar fi putut trece peste faptul că se separase de aceasta nu cu mult timp în urmă. Era cea de-a doua decepție a acestuia, după ce și prima sa căsătorie eșuase. Mă lăsa nenorocită, mamă! Primar al comunei Huznicioara între anii 2012 și 2016, Claudiu Rujoi, era acum consilier local. Bărbatul nu a mai răspuns la telefon și nici nu a mai fost văzut de aproximativ două zile. Toate acestea i-au pus pe gânduri pe vecini care au alertat familia. Rudele l-au găsit fără suflare în bucătăria locuinței, cu arma de vânătoare lângă el și cu capul zdrobit. S-a despărțit de soție. Cred că a căzut în depresie. Mai mult de atât nu ne-a spus. Acum 3 săptămâni ne-am întâlnit la un chef și doar atât eu le-am. Da, din prima căsătorie o fetiță, din a doua căsătorie un băiat. Mai mult nu știm. Din surprindere. Nu știu că el stătea mai mult aici la Severin și de două zile n-a mai dat la nimeni niciun semn de viață. În seara asta n-a mai apărut, a sunat sora și a trimis pe un vecin de aici, un prieten de-al lui, și l-a găsit împușcat. Bărbatul era căsătorit pentru a doua oară. Ceva nu a mers nici acum în familia sa, pentru că de curând s-a despărțit și de cea de-a doua soție. Această ultimă dezamăgire a fost însă prea mare și se pare că nu a putut trece peste ea. Din cauza lui nevastă s-a despărțit de nevastă. A mai fost toată căsătorit, s-a despărțit de prima lui o fetiță. Asta azi un băiețel și asta de prin iulie a plecat pe cu altul pe la mare. Și azi vorbește, auzi și eu acum, nu pot să știu. Și am recurs la faptul asta. Claudiu Rujoi avea doi copii, o fetiță și un băiat din cele două căsătorii, care vor crește de acum înainte fără tată. Trupul bărbatului a fost ridicat și dus la medicină legală pentru necropsie, iar familia se pregătește de înmormântare.